Dacă și reușeam să marchez, era și mai bine, dar mă bucur că am reușit să ajut echipa și cred că a fost meritată această victorie pentru acești fani incredibili. Aveam nevoie, pentru că nu am reușit să adunăm puncte de la meciul punct sau puncte de la meciul cu CFR. Dar dacă nu vom face o partidă la fel de bună și la Craiova, acest meci practic se va anula. Avem nevoie de puncte pentru că ne dorim să ne luptăm la play-off. Avem o zi în care putem să ne bucurăm și de poimâine trebuie să ne gândim la meciul cu Craiova. Nu ești mă bucur. Asta și-au dorit suporterii, asta ne dorim și noi, să câștigăm la fiecare meci. Din păcate nu suntem singuri pe teren, se mai întâmplă așa cum s-a întâmplat și la Mioveni, să nu reușim să câștigăm. Dar noi încercăm și nu avem cum să nu dăm totul pe teren când jucăm acasă. Le-ați analizat multe înainte de meci, că practic nu prea reușit să creeze ocazii. Da, ne-am urmărit interesul, am stat pe poziții, le-am închis spațiile, am jucat ca o echipă și am reușit să câștigăm. Am profitat de... A lăsat urme. Da, dar asta este fotbalul. Trebuie să ne sacrificăm și să dăm tot ce avem mai bun. Sărbătorim toată de victorii? Sărbătorim, dar v-am zis, avem decât o zi la dispoziție, după care trebuie să ne concentrăm pe următorul meci. Da, cred că da. A dat un asist și un gol foarte frumos. Bravo lui, ne bucurăm că a venit alături de noi și sperăm să facă treaba cât mai bună. Cum s-a părut? Nu am jucat cu ei anul trecut, eram suspendat. Nu știu ce să zic, nu vreau să vorbesc despre ei, pe mine mă interesează doar de Rapid și e important ce facem noi. Dar următorii cred că trebuie să dă așa un impuls pentru meciul următoare? Avem, să zic, o săptămână puțin mai liniștită, aveam nevoie de această victorie, mai ales împotriva celor de la FCSB, pentru că este un derby de tradiție, dar trebuie să dăm la o parte peste o zi, două și să ne concentrăm la celelalte meciuri. Ne-a felicitat și cam atât.